Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt oarecum luate așa, pe nepusă masă. Ne-am trezit în fața unui fapt împlinit în momentul ăsta și nu avem nicio perspectivă, nicio predictivitate, nu știm practic ce se va întâmpla de vineri încolo. Este o situație destul de dificilă, ca să nu spunem mai mult. Am văzut un comunicat în care se spune că 3 miliarde și jumătate de euro sunt în acest moment bani care nu se știe dacă vor mai fi investiți. Tocmai din ceea ce spunea și dumneavoastră, nu există această predictibilitate. Mai mult decât atât, am văzut Asociația Investitorilor din Real Estate din România, care spune că nici măcar termenul legal de transparență decizională nu a fost respectat odată cu impunerea pe ordinea de zi a ședinței de mâine. Ați luat legătura cumva cu primarul general al Capitalei? Ați stat de vorbă? I-ați spus punctul dumneavoastră de vedere? Nu, pentru că n-am avut timp să facem lucrul ăsta. Am făcut adrese și scrisori deschise către primăria Capitalei. Nu am primit până momentul de față niciun răspuns. Înțelegem până la urmă planul dânsului domnului Jordan de a respecta acest spațiu verde care tot se invocă. Dar mă gândesc că în locul lui ar fi trebuit să gândim, să venim deja cu o variantă, cu o soluție, nu să anulăm și să ne gândim pe urmă ce vom face. Pentru că noi în momentul de față, haideți să luăm punctual cazul companiei noastre. Am achiziționat un teren, da? Anul trecut am demarat toate procedurile de autorizare, am cheltuit bani pentru proiect cu arhitecți și proiectanți, astăzi suntem în faza de autorizare. Ce facem mai departe? Asta e întrebarea la care nimeni nu poate să ne răspundă în momentul de față. Cum continuăm investiția și ce se întâmplă cu societatea noastră care a cheltuit suficienți bani pentru proiectul acesta? Și așa cum și dumneavoastră sunteți în stand-by și nu știți ce se întâmplă mai departe, cu certitudine sunt și alți investitori. Și apropo, sunteți om de afaceri până la urmă. Urmăriți câștigul. Cine credeți că are de câștigat după această trecere, după această suspendare a puzurilor și aplicarea pugului? Păi de câștigat nu cred că o să aibă nimeni în momentul de față, pentru că, unul, cum a spus și mai devreme, practic la bugetul de stat vor lipsi cele 30 și ceva de miliarde care în acești 2 ani nu se vor mai achita. Odată. În al doilea rând, gândiți-vă la un alt aspect. Ce se vor întâmpla cu angajații noștri? Dacă noi nu vom mai putea construi, vor fi, vă dați seama, 10.000 de șomeri din industrie care cu greu ne-am chinuit să-i aducem în țară și să le oferim un salariu cinstit și onest, probabil că vor pleca sau vor rămâne în sarcina statului prin plata șomajului. Totodată, această industrie conexă a construcțiilor, fabricile de cărămidă, de exemplu, fabricile de mobilă, își vor reduce clar producția și vor fi nevoiți la rândul lor să dea oamenii în șomaj și să nu aibă cu ce să-și continue activitatea. Un efect de domino pe care cu certitudine nimeni nu și-l dorește. Și în încheiere aș dori să vă întreb, ce așteptări aveți de la ședința de mâine a Consiliului General? Așteptările noastre sunt de a gândi lucrurile așa cum trebuie. Nu suntem împotriva unei analize, sigur că da. Există și erori, există probabilitatea ca în orice lucru care nu e perfect în orice domeniu, da? Lucrurile să le facem așa cum împreună cu administrația centrală, să putem să deblocăm acest moment al dezvoltării noastre și al Bucureștiului implicit. Thank you.